A născut acum un an jumătate, dar arată de parcă ar fi din nou însărcinată. Este cazul Alionei Kirstea, femeia care ne-a convins și pe noi, dar și pe toți prietenii care au votat-o, că merită să ajungă în proiectul Un nou început cu Unica. Are 32 de ani. După ce a dat naștere a doi copii, nu se mai simte în pielea ei. E ca asta realitatea. Sincer. Adică asta e... Unica mea problemă care după a doua naștere foarte repede a apărut, adică nici n-a dispărut așa de repede cum la alte femei. De la mine e ca au niște cearcăni, acum nu așa de tare se observă, dar când soarele, când va fi mai puternic, o să fie așa ca o linie, parcă ceva desenat chiar. Observ că corpul meu s-a deformat puțin, adică mici imperfecțiuni, spun așa, nu aveam ceea ce... burta și anume coapsele. Toate femeile din familia ei au problema abdomenului mărit și Alionei îi este frică să nu îi se transmită ereditar. Cel mai tare mă tem, adică am o mică frică ca să nu semăn mamei, că și la mama persistă burtica și la sora. Lumea din jur deseori o întreabă dacă nu cumva este însărcinată cu al treilea copil. Aceeași întrebare de la toți sau în transport, toți îmi oferă locul spunând că poftim, Doamne, luați loc, crezând că sunt însărcinată. Și pentru că în această vară planifică să meargă cu familia la mare, încă mai speră că va arăta bine și va avea curajul să iasă în costum de baie pe plajă. Nu vreau să mă geniez, adică să mă dezbrac, dar din contră vreau cu bună dispoziție și adică să-mi arăt corpul meu frumos, adică să cochetez chiar în fața soțului pe plajă, să-i atrag atenția mai tare. Relația cu soțul a devenit mai tensionată după a doua naștere. Aliona crede că e din cauza aspectului său fizic. Mai mult mă ținea în brațe, ca pe palme, dar acum de mult am uitat ce înseamnă așa ceva. Dacă în trecut soțul era înnebunit după corpul ei perfect, acum îi face deseori remarci. Ceva cazuri au fost chiar ceva intim, a fost, adică... ceva, adică acum mă uit la tine, nu mai vreau o apropiere sau ceva de genul. Poate și grijile copiilor, poate vreau să arăt bine, vreau să demonstrez că eu sunt și eu frumoasă, să fie tot în mâinile mele, adică să nu-i dau voie să se uite prin alte părți. Specialiștii din proiect și-au dat votul unanim pentru această femeie, care merită o șansă la răsfăț în proiectul Un nou început cu Unica. Alona, emoționată, le-a transmis vestea frumoasă celor apropiați. Vreau să vă anunț în sfârșit că a sosit ziua cea mare și mi-a spus că am câștigat proiectul la care visam. Nu-ți mai servești dulce, da? Da, asta e ultima. Asta e ultima porție. Mama, sora și fiul protagonistei sunt persoanele care au susținut-o intens în acest proiect cu voturi și cuvinte de încurajare. O văd ceea ce n-am văzut niciodată. Adică a schimbat total. După ce schimbi, ea să fie altfel. În relația cu familia, cu soțul, se va schimba. Eu le-am dat voie undeva din clasa a 6-a, a 7-a să gătească. Și eu le spunem așa, nu ieșiți din casă, ni vopsite, ni gătite, asta pentru mine e ceva, nu știu cum. Așadar, să procedăm la drum. Primul pas, sala de sport. Bună ziua, Aliona, eu sunt Anastasia, îmi pare bine. Ai emoții? Da. Hai, azi prima măsură, ne urcăm pe cântar să vedem cât arată cântarul. O să lucrăm la tonifierea abdomenului numai decât. 71, o să modelăm talia, o să facem mai subțire. Trebuie să fie rușine, e trebuie de tonifiat și asta toată o să fugă de aici, o să vezi.
o să fie bine. Azi începem primul antrenament, ești pregătit, ai mâncat înainte de antrenament? Am mâncat o supă la amiază. O supă la amiază. Jumate la unu. Supă, adică la diet, ceea ce am pregătit și copilul. Aha. Uite, de azi eu o să-ți indic cum să te alimentezi sănătos, o să facem împreună regimul alimentar, o să convenim. Zilnic și alimentația corectă o vor ajuta să slăbească în zona problematică, cea a abdomenului. Desigur, procesul va fi stimulat cu ședințe de mezolipoliză și anticelulitice la salonul Dr. Lica. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Da, Ecaterina, pare bine. Luați loc, vă rog. Mulțumesc! Îmi povestiți, ce anume vă deranjează? După a doua sarcină, într-adevăr, a rămas o durere destul de enormă. Am nevoie să știu ce proceduri există ca să știu pe viitor să am grijă și să am o burtă mai plată, nu cum am acum. Cea mai efectivă metodă este mezolipoliză, deci injectarea cu substanțe lipolitice care dizolvă grăsimile și întăresc deodată și pielea. Putem combina cu împachetările, cu programe anticelulitice. Avem un program șoc anticelulitic care include un peeling, un masaj anticelulitic și împachetarea cu alge marine. În afară de a micșora volumul, avem nevoie să întărim pielea, că pielea este foarte flască și lipsită de tonus absolut chiar. Și noi o să facem o procedură de peeling împreună cu aparat cu microace. Este o procedură combinată în tratamentul vergiturilor și pielei flasce la nivelul abdomenului. Introduce preparat fosfatidilcolină, cofeină, L-carnitină, care foarte bine dizolvă grăsimile. Se fac micro-înțepături, microtraume, care stimulează regenerarea pielii, stimulează sinteza colagenului elastinii. Noi foarte atent lucrăm și pe fiecare vergetură. Urmează o procedură facială. Deoarece eroina noastră este deranjată de petele pigmentare apărute după naștere, Ecaterina Lica îi va rezolva și această problemă. Acum facem peeling la față, peeling ușor superficial. E o combinație de peeling mecanic și peeling chimic. Înlătură celulele moarte de pe suprafața pielii, înălbește pielea de pete pigmentate și stimulează regenerarea pielii. Aplicăm serum depigmentant, anume pe regiunea petelor pigmentate și deja cu acid hialuronic și colagenul să aplicăm la nivelul gâtului. Cum aplicăm masca din înălbire? Pentru zona gâtului noi o să aplicăm masca cu colagen marin cu efect de hidratare profundă și un lifting. Și etapa finală, ca de obicei, protecția solară este foarte importantă. Prima ședință la psiholog a fost o terapie în cuplu. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Eu mă numesc Irina. Aleona. Bună ziua! Îmi pare bine. Luați loc, vă rog frumos, unde vă simțiți mai bine. Cum comunicați voi în familie, între voi, parcă parteneri, soț, soție? Puțin timp trecem împreună, adică vine seara, că așa este serviciul soțului. Nu sunteți flexibil în timp? Sau sunteți flexibil? Flexibil, da. De obicei, acord maxim serviciu. Cei 10 ani de căsnicie și-au pus amprenta pe relația lor. Pasiunea dintre ei a dispărut, a rămas doar respectul și obișnuința. Atunci când unul dintre soți este introvert,
apar dificultățile de comunicare. Terapia de cuplu vă poate fi de ajutor. Psihologul Irina Parvan va lucra în această direcție, cea a comunicării. Cu căsnicie are nevoie de un sacrificiu. Iată, ei acum fac sacrificiu unul față de altul. El este gata ca ea să participe la acest proiect și ea este gata să-l urmărească peste tot, pentru că au acum un proiect, vor să plece în altă parte, să conviețuiască împreună, dar sunt unele așa. Вот есть такие вот моменты жизни, где вы вот просто хотите быть друг с другом. Eu doresc, eu chiar am spus. Eu chiar sincer doresc, chiar am spus că eu simt că am nevoie și doresc, nu știu, poate nu e atât. Ce-a răspuns el când i-ați spus așa deschis, că eu, uite, doresc acest lucru? Da, nu mi-am amintesc, nu mi-am amintesc. Eu chiar sincer, chiar, poate e absurd, poate asta chiar mă gândeam, să închiriem o cameră în hotel, să petrecem o seară romantică, adică numai noi doi. Și cum a reacționat? Nu amintesc. Было моя такое? Проблема, что я не могу расслабляться. Это моя проблема. В других местах? Вообще. Ага. То есть я всегда в напряжении, я всегда на звонке, всегда... Всегда вот на взводе, то есть... Получается, я не могу расслабиться. То есть работа у вас... Я не могу, не то что работа, я не могу просто-напросто... Я стараюсь по воскресеньям быть дома. Раньше я в воскресенье тоже ходил. Находиться с детьми. Это я стараюсь. А вот когда вы с детьми, вы расслабляетесь? Да. То есть вам приятно, да? Да. Ага. То есть я не хочу пустые вещи делать просто. То есть, ну, для меня... То есть вы цените сейчас... времени, да? Да, я очень ценю свое время. Я m-a ascultat povestea lor, я m-a ascultat pe ambii. Mi-am făcut unele ipoteze la care eu cred că noi vom efectua o terapie de cuplu și cu siguranță relațiile se vor îmbunătăți. Chiar îi mulțumesc foarte mult soțului că el a început și el a dorit să abordăm așa tema, pentru că noi, practic, așa stăm să discutăm, să vorbim, nu am avut posibilitate. Săptămâna viitoare, doar pe unica.md, vezi schimbarea de final a protagonistei Aliona Kirstea, femeia care a încetat să se iubească. Și zici și noapte ești de numai la calculator și de da noi cu băietul. Nu sper să arăți bine. Să arăți bine. Hai, cuprindu-mi și sărătă.